Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot! Bine v-am regăsit la o nouă etalare, dragii mei dragi! Voi face o etalare pentru următoarele zile, următoarea săptămână 13-20 iulie, pentru voi, dragii mei raci, să descoperim ce va fi, ce se va întâmpla pentru dumneavoastră, ce evenimente vor veni. Haideți să vedem în primul rând energia săptămânii. Vreau să vă mulțumesc înainte de toate că existați, că îmi sunteți alături, că mă urmăriți, că mă susțineți, vreau să vă mulțumesc din toată inima mea, da? Haideți să vedem energia săptămânii următoare pentru tine, cel care mă urmărești în momentul de față. Simt că va fi o energie formidabilă, vei fi bucuros, va fi foarte multă veselie, foarte multă culoare în viața ta, bucurie, da? Haideți să vedem. Da. Ai primit o veste nu tocmai plăcută, dar văd că prietenii te vor ajuta, cum am spus, văd că te vei bucura, te vei distra cu prietenii. Da, ai trecut printr-o dezamăgire, printr-o întârziere în ce privește prietenii, întâlnirile cu prietenii sau pur și simplu ai primit o veste nu tocmai plăcută, nu tocmai pozitivă. E posibil să te fi pus în întârziere această veste, să fi întârziat un scop anume, un proiect anume, și să-ți fi dat bătăi de cap și să te fi dezamăgit o veste, un mesaj, o comunicare din partea cuiva, ceva la care tu ai așteptat sau poate nu ai așteptat. E posibil să fi fost, să fi avut sau să treci în momentul de față printr-o situație neplăcută care ți-a provocat foarte multă dezamăgire și acest lucru te-a făcut să te pierzi un pic, da? Să te pierzi cu firea sau pur și simplu privește sentimentele tale. Dar, cum am zis, că vei ieși cu prietenii sau cu prietenele, vei merge la un lac sau pe lângă o apă, foarte multe emoții, bucurie, veselie, vei face ceea ce îți place să faci, te vei simți foarte bine, vei scăpa de aceste vești și aceste întârzieri și neplăceri, le vei lăsa la spate, vei opri un pic mintea. Da? Vei uita un pic de probleme și de stres și nemulțumiri cu prietenii tăi din trecut. Aici văd trei persoane. Vei face parte dintr-un grup de persoane care te vor ajuta, care îți vor ridica moralul după acea neplăcere, după acea dezamăgire. Da? Haideți să vedem ce vă transmite tarotul. Am să pregătesc întâi masa, măsuța și am să folosesc tarotul transparent pentru dumneavoastră în această săptămână. Haideți să vedem ce dorește să vă transmită. Haideți să vedem. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia rac, aici cineva a văzut ceva sau cineva are probleme cu vederea, poartă ochelari, a văzut ceva sau un bărbat a avut o importanță în ce privește această veste sau această comunicare, acea neplăcere, acea dezamăgire. Haideți să vedem pentru voi, dragii mei, dragile mele, zodia rac, luna sau ascendent în zodia rac, pentru cei care mă urmăriți, mă susțineți, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, mulțumesc, v-am spus că o să fie o săptămână cu soare, cu petrecere, cu prieteni. Vedeți, prietenii, veți petrece. Trei prieteni, trei persoane, vedeți? Deci nu le-am ales eu, le-ați văzut și dumneavoastră. Deci va fi o săptămână minunată. Haideți să vedem, regele și regina de bețe. Două persoane foarte pasionale, foarte focoase, să spunem așa, berbec, leu, săgetător. Cifra 9, 29, 11, 2, 14, 5. E posibil berbec, leu, săgetător cu acea persoană sau să fi primit din partea acestui bărbat o veste. Poate fi din familie sau poate fi persoana la care vă gândiți, vă iubiți sau cu care aveți de-a face. Haideți să vedem ce dorește să mai iasă, pentru că nu se poate, jumătate de pachet. Ce mai dorește pentru zodia rac, luna sau ascendent? Ok.
mulțumesc. Haideți să vedem. Aici regina de bețe. Văd o femeie cu părul castaniu deschis, roșcat, blond, culoare deschisă, caldă, cum vedeți și dumneavoastră. Văd că e nevoie să vă deschideți inima, văd că vă uitați foarte mult în trecut și sunteți un pic pe gânduri, cum am zis. Așteptați ceva din trecut sau ați primit și acest lucru v-a pus pe gânduri și v-a pus într-o dezamăgire. Dumneavoastră aici trebuie să fiți determinate, să luați o decizie, să luptați pentru ceea ce vă doriți. Văd că, în general, dumneavoastră ascultați celelalte persoane. Sunteți o persoană prietenoasă, dați sfaturi, sunteți o persoană determinată, o persoană care își deschide inima, o persoană care strălucește, o persoană puternică, să spunem așa, dar, din păcate, sunt și situații mai puțin neplăcute, da? Cu trei de cupe văd că veți avea o victorie, o distracție, o bucurie, o veselie. Veți ieși cu prietenii la un eveniment social, la un botez, la o nuntă, la o zi de naștere sau pur și simplu veți face parte dintr-un grup de persoane cu care vă veți bucura, cu care veți comunica sau pur și simplu veți auzi de vestea unui copil că a luat un examen la facultate. Cu trei de cupe văd că veți petrece, da? Vă veți petrece. Și soarele veți străluci, cum am zis, veți ieși la soare, la piscină sau pur și simplu veți fi foarte strălucitoare, strălucitori, succes, bucurie, veselie, planurile noastre vor funcționa de minune, abundență pe plan financiar din partea copiilor, în familia dumneavoastră. Zodia Leu poate avea un rol important. Cu soarele vedeți ce... cum veți străluci, va ieși soarele pe strada dumneavoastră și poate în familia dumneavoastră. Regele de bețe, aici un bărbat, un lider sau un bărbat care îi place să inoveze viața sau aduce inspirație celorlalți, îi place să fie în centrul atenției, dar este mai încăpățânat sau mai încăpățânat această persoană, îi place să comande, să dețină controlul, poate fi mai autoritar unor sau să se arunce cu capul înainte. Este o persoană pasională, într-adevăr, dar văd aici că este o persoană, cum am zis, care îi place, sau poate pur și simplu dumneavoastră veți fi această persoană care va lua viața în mâinile sale și va lua o decizie și va fi propriul său lider de acum înainte sau veți avea un rol de lider într-o situație anume. Cavalerul de monede, un bărbat în semn de pământ, o fecioară capricorn sau care dorește ceva stabil cu dumneavoastră, o persoană mai tânără, dorește și face planuri de viitor, trebuie sau vă faceți planuri de viitor cu acest bărbat în semn de foc, berbecleu, săgetător, sau vă faceți planuri de viitor și vi se spune să fiți atenți la detalii și să vă luați timpul necesar pentru că va merge lent, da? Sau persoana la care vă gândiți are interese cu privire la dumneavoastră, dorește ceva stabil, dorește un angajament pe termen lung, doar că se mișcă cam lent. Sau pur și simplu trebuie să faceți un drum pentru a plăti o factură sau o sumă de bani. Da, sau pur și simplu va trebui să cheltuiți această sumă. Cu 5 de cupe aveți anumite regrete în ce privește această sumă de bani, da, sau că această persoană se mișcă lent, sau cu 5 de cupe sunt anumite regrete că ceva nu mai e sau nu mai funcționează, o tristețe, o singurătate, vă axați pe ceea ce nu mai e, dar vedeți, mai aveți 3 cupe în spate, aveți toate motivele pentru a vă bucura. Și de fapt nu o faceți, poate pentru că vă uitați mai mult la ce ați pierdut, dar nu vedeți și abundența sau prosperitatea sau că mai aveți aici în spate, aveți motive pentru a vă bucura, dar acea situație sau reproșuri care au fost puse sau vor fi spuse vă vor pune într-o tristețe și bineînțeles nu veți mai vedea și lucrurile pozitive. Moartea, văd aici că se va termina un ciclu dificil, va fi o transformare pentru dumneavoastră, veți tăia acele ramuri seci, veți face curățenie, veți tăia acele relații cu persoane care v-au ținut pe loc și v-au adus traumă sau suferință, veți termina cu trecutul, cu alte cuvinte, sau pur și simplu veți auzi că cineva trece printr-un disconfort
poate are probleme cu sănătate sau veți auzit de decesul cuiva. Dar cu moartea aici se termină această situație care poate va da bătăi de cap, această situație tristă, cu regrete. Cu moartea aici văd că se va termina un ciclu, dar automat va ieși, va fi un nou început, veți merge mai departe, cum vedeți dumneavoastră aici cu temperanța, spre vindecare, da? Spre compromis, spre echilibru. Văd că veți face o afacere cu cineva, un acord, un compromis cu cineva. Zodia Săgetător din nou, aici văd o împăcare, un compromis cu această persoană, da? Văd că va ieși curcubeul pe strada dumneavoastră, cum vedeți și dumneavoastră. Sănătatea va avea un rol important. Văd că cineva, dacă va avea probleme de sănătate, văd că se va vindeca. Pajul de bețe, o bucurie, un curcubeu din partea unei persoane mai tinere, în semn de foc, berbecleu săgetător, poate fi un tânăr sau o tânără, sau pur și simplu, după acel sfârșit, va începe o vindecare și va fi un nou început între dumneavoastră și persoana iubită. Foarte multă creativitate, pasiune, optimist, entuziasm, da? Veți fi mai optimiști, mai entuziasmați pentru a merge mai departe, pentru a începe un nou drum, da? Cu bucurie. Vi se spune să terminați ce ați început, să duceți la bun sfârșit ceea ce ați început cu o persoană mai tânără, cu un vindecător, cu o persoană care poate fi un terapeut, un asistent sau pur și simplu un terapeut, un psiholog, da? O persoană care vă poate ajuta, vă poate vindeca, poate vă aduce optimismul și entuziasmul în viața dumneavoastră. Uite, veți vorbi în public și ai mesaje importante de a transmite a anumitor persoane care îi poți ajuta. Da? Deci mesajele tale pot ajuta alte persoane, sfaturile tale pot ajuta alte persoane. Le poți deschide ochii, le poți, nu știu, ajuta în ce privește un dubiu, o îndoială sau în ce privește curiozitatea lor. Văd că ai mesaje importante și sfaturi importante de a transmite altor persoane care pot ajuta. Și legea atracției ți se spune să menții gândurile pozitive și înconjoară-te de persoane care ți aduc bucurie. Lasă-te, cum să zic, îmbrățișat de situații care îți fac bine și așa vei atrage mai multă pozitivitate în viața ta. Lasă trecutul în urmă și bucură-te de persoanele care te vor ajuta să te bucuri, care te vor ajuta să ridici frecvența energiei tale, care îți vor aduce optimism, entuziasm în viața ta. Înconjoară-te de aceste persoane și menține gândurile tale pozitive și vei vedea cum pozitivitatea va veni în viața ta. Lasă aceste gânduri în spate, în urmă, elimină-le. Cu moartea aici este clar că vei decide să elimini tot ce a fost mai urât și neplăcut și cu temperanța va reuși, va reveni acest echilibru și armonia în viața ta. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Eu vă aștept data viitoare. Să ne vedem cu bine. V-am pupat, sănătate. La revedere!